Salutare oameni, bine ați venit la drumul spre glorie, bă! În Ultimate Team avem aici un cont nou, proaspăt pregătit pentru a scrie istorie pe el. Sper să fie un cont norocos, că în ultima vreme nu prea am avut baftă de așa ceva. Dar avem coinsuri, avem SPC-uri astăzi pe acest cont, care are cei mai buni jucători ăștia. Da, am ales brazilienii la început, nu știu exact pe ce echipă o să mergem, dar... mai întâi, pentru început, evident, o să facem SPC-urile la Advance ca să dropăm niște jucători senzaționali, zic, nu? Hai să avem un pic de noroc și noi, în sfârșit, avem nevoie de noroc, dar mai întâi să ne uităm la sezon, ce am îndeplinit. Foundations! 150 de coins! Mulțumesc! Cred că o să scot mai mult de aici decât din SPC-uri. Mamă, pachet de silver! Bun, bun! Bine, dacă e tradable din ăsta, pot pica jucători decenți. Avem aici 5 pachete băieți, însă sunt toate de bronz și silver. Și unul de 2 player spec, îl deschidem pe ăsta momentan. Să vedem cine din el. Cel mai bun din pachetul ăsta de căcat a fost Bale pe un cont. Acum ceva vreme, evident aici nici măcar nu este jucătorul rar. Să vedem ce primim noi oare. Linetti și pe unul de la Bristol Rovers, am înțeles. Fine, băieți, advance-urile, astea sunt SBC-urile care contează. Deja am îndeplinit pe ăsta, am luat jucătorii care trebuie aici. Am început contul cu 15.000 de coinsuri. Să vedem cu cât terminăm la sfârșitul episodului. Hai să vedem repede, avem pachet de 50.000! 50.000! Pentru un mega jucător. Hai să vedem cine dă băiețul. Să fie un episod special ăsta, că va pica Icon. Opa, avem un workout din Champions League. Spaniol, CM, Saul. Cred că Saul, da, Saul. Începem destul de bine. Începem destul de bine, sincer, cu Saul. Saul e un jucător care se vinde, are 85. Workout de 85, știu, ei spun, opa, 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 Fabra. Nu știu dacă se vinde Fabra ăsta cu ceva, mă cam îndoiesc, mai ales acum că e market crash oribil. În fine, o să-l pun pe Quicksell și pe Saul să vedem cu cât îl dăm, că nu știu exact cât costă. 6600, na. Un preț destul de ok, destul de ok. Oricum, anul ăsta, cardurile astea... tâmpite de Champions League nu dau mare lucru. 3500. 3500 pentru Shaqiri. Ok, e un pachet decent ăsta. Un deliciu. Mereu să faci SBC-uri aici, advance-urile astea, să găsești niște jucători, bă, la prețuri de 7 ori mai mare decât ar trebui să aibă. În fine, pe ăsta l-am făcut destul de lejer. Am avut noroc să dau snipe la Tarapt, pentru că altfel costa vreo 2K. Normal, comunitate faină. Și avem un pachet de 45.000, dacă nu mă înșel aici. Da, 45.000. Hai să vedem, 6 jucători rari din 12. Hai băieți, ceva bun vreau din pachetul ăsta. Yep, am înțeles, nici măcar borți. Ui, 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 hai că e bine, hai că e bine. Ne dă James Milner. James Milner, și ce ar trebui să fac eu cu James Milner? Nu știu dacă scot ceva de aici, s-ar putea să scot niște bani pe ăștia din Bundesliga. Ăștia costă mult momentan, că e Liga SBC-ul ăla. Și lumea îl face pentru un motiv. Nu știu, deși mie jucătorii de acolo, sincer, nu-mi plac. Deși sunt pachete destul de decente acolo, în Liga, dar sunt unele echipe unde dai pe silver vreo 50.000. Adică, nu mi se pare convenabil, sincer. Bă, cred că pe astea le fac pe amândouă, că sunt ieftine. Și deschidem 3 pachete la sfârșit. Astea două care sunt destul de mizerabile, să zic așa. Mulțumim ei pentru pachete senzaționale. Și un pachet de 55.000 din care nu mi-a picat niciodată nimic bun, dar asta e partea a doua. Gata! Am terminat tot SBC-ul. Am dat câțiva coins în plus pentru niște jucători, cu prețul fixat de niște băieți cu mamele poligon de tragere, dar... nu asta contează, contează că o să ne pice ceva bun din pe. Mai am doar 12.000 după aceste două SPC-uri. Avem însă niște pachete interesante. Mai puțin astea două. Gold Player Spec, hai să vedem ce dracu ne dă în Gold Player Spec. Un singur jucător rar, care are șansele ca ăsta să fie bun? Evident zero. Dar măcar cei non-rar să fie câțiva pe acolo care se vând bine din Bundesliga. Aia se vând destul de bine, dar nu văd nimic interesant pe aici, din păcate. Avem pe Radu, avem pe Dalot de la United. Ăsta e probabil să exploteze prețul când apare
League SBC-ul din Premier League. În rest nu văd nimic interesant. În fine, o să-l pun doar pe Demir Bay la vânzare și restul îi țin momentan. Avem și un Electrum Player Spec, evident, tot un jucător rar, s-ar putea să nu fie de gold pentru că sunt și silver pe aici, dar wow, stai că lucește față lui Vandă. What? Este jucător rar, boards, chiar dacă e de căcat, mai mult ca sigur, adică e board, când vezi board spaniol, e de căcat, 100%. Nu există ceva bun din board spaniol. Ne-a dat totuși unul de 83. E de admirat. Mamă, diamanti, mai trește diamanti, incredibil. La silver nu văd nimic ce ar putea să se vândă momentan. Hai să păstrăm tot. E bine, de la pachetul ăsta am pretenții. Rare mega pack, băieți. Trebuie să ne dea ceva. 30 de iteme toate rare. Pot să fie între, nu știu, cred că între 7 sau 8 și, nu știu, 15 jucători, ceva de genul. Opa, lucește frumos, dar nu e workout. Degeaba lucește frumos. Ah, bor spaniol, am înțeles ce spuneam, băieți. Jose Calejon, 84 Jose Calejon. Oi, 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 ce frumos, băieți. Ce frumusețe. Ha, ce mizerie de pe câțiva jucători, nu sunt mulți, de obicei dă mai mulți jocul. Florenzi, ăsta mai costă ceva? 1800, am înțeles. Și tu cât coști, Vere? Hai să punem la 3500 pe Jose Calejon, cred că îl dăm. Dar rămânem la aceeași cotă de 21 de K. Am vândut majoritatea jucătorilor, cred că mai avem doar unul pe market, Enesional, cu 550, cine dracu să le ia pe Enesional până la urmă. Să vedem dacă putem face SBC-ul acela cu loialitate acum. Ăla o să coste destul de mult, ăla e scump, dar dă pachet de 50 de K totuși. Și eu zic că merită. Oh, e ora 8. Ce-au băgat băieții? Avem ceva SBC-uri noi interesante? Kit. Na. Veste bună, băieți, se poate face SBC-ul, că l-avem pe ăsta cu loialitate, pe Fabrizio. Cred că mi-a picat la început ăsta, da, că am jucat un meci de squad battles cu el. Ok, hai să-i dăm bătaie, zic. Da, am îndeplinit SBC-ul, ne-a costat toți banii. Pretty much, pentru un pachet de 50 de cam, dat 20. E destul de bine, mai ales pentru că acum putem să completăm tot SBC-ul, să ne dăm un pachet de 55 de cam. Și dacă ne dă bine în ăsta, bine, trebuie să ne dea bine în ăsta, că nu mai avem bani, trebuie să vindem cam tot ce mai avem prin club dacă vrem să continuăm SBC-urile astea. Lucește frumos acolo logo-ul, poate un workout, poate nu, evident. Dacă văd iar spaniol, mor, argentinian, CDM Biglia sau cine dracu, nu ăla, cum dracu-l cheamă, mă? Banega, așa. Biglia are 82, super pachet. 50 de K costă pachetul ăsta, sunt oameni care dau bani pe el, coinsuri. FIFA points chiar, bani reali. Of, of. Ok, am dat cu XL la niște jucători, am mai vândut alții și sper din suflet să ne ajungă 14K ca să terminăm acel SBC, că dacă îl terminăm pe ăla pretty much avem bani pentru tot. Mai ales că e mega pack ca reward. În sfârșit e gata și ăsta și ne dă mega pack-ul, băieți. A costat mult rău, mai avem un K 800 numai. Doamne ferește. Nu prea am avut noroc, nu prea am avut noroc. Sper să vină, sper să vină și momentul norocului. Acum ar fi perfect. Că nici acum nu stăm bine cu banii. Ia să vedem. Workout de Champions League. De ce e de căcat ăsta? Opa, no, no, no. Oh, 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 no, no, no. Da-te, Mbappé, Neymar în același an. Mbappé și Neymar în același an. Neymar! Fucking him, mă, sfârt! Asta-i, mă! Asta-i, mă! Asta! Da! Da! Da, da, da! Ah, după atâta chin, nu știți de când mă chinui. Să-mi pice ceva bun. Ce e lângă? Nu-mi pasă ce e lângă, de fapt. Fucking Neymar, ce să mai fie lângă? Un milion de coinsuri. Ăsta e Road to Glory, băieți. Ăsta numesc eu Road to Glory, băieți. Ăsta numesc eu Road to Glory. Aia zic, mă. Nu se poate mai mult de atât. Nu se poate. Aici trebuie să oprim video, băieți. Îmi pare rău. Îl pun chiar acum. Îl editez repede și îl postez. Nu se poate mai Road to Glory de atât. Efectiv, nu se poate. E un început perfect. Like, subscribe
toate cele. Ne auzim la următorul episod de Drumul spre Glorie. Pa!